Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Custom Subs. E bine, avem aici o mapă nouă. Hai să o jucăm și să vedem ce ne oferă mapa asta. Arme, armuri. Bun, hai să luăm armele și armurile. Tricoul lui Max, casca lui Max, Adidas Nike, pantalonii lui Max. Toate au protecție pe ele, aparent. Iar buții au Feather Falling și asta are Respiration. Da. Bun, reguli Game Mode 0. Joacă pe pașnic, hai să vedem dacă suntem pe, pe Peaceful. Perfect. The Mob Griffing Falls. Slash Game Rule Mob Griffing. Ah, Game Mode am scris, doamne. Mob Griffing Falls. Bun. Deși Keep Inventory Game Rule Keep Inventory True. Perfect. Scuze, dar sunt începător și nu prea îmi pricep la Command Block. Map by Robert. Și ce e cu Robert? Punctele sunt emeraldele, ok. Poveste. Calul intră în pădure. Tăgădăm, tăgădăm, tăgădăm și calul iese din pădure. Ok, cum începem? Level 1, perfect, perfect, perfect. Succes. Spawn point. Bun. Aparent avem aici un parcurs colorat. Dacă vă întrebați ce shader folosesc, sincer nici eu nu știu, dar l-am ales aici random. Avem și noi shader. Swamp point, perfect. Ok, perfect. Bă, a fost foarte easy. Hai să luăm numeral de puncte. Level 2, labirint, succes. Și am și un drum pe aici și un drum pe aici. Hai să-mi duc pe aici. Ok, deci pe aici nu e. Pe aici nu e. Deci pe aici nu e. Ok. Asta ar însemna că e pe aici. Nope. Nope. Ar trebui să fie pe aici. Ok, perfect. Spam point. Hai să vedem ce avem aici. Emeralde. Ok, level 3 trage cu arcul. Asta e level 4. Asta trag cu arcul, bun, și după asta trec dincolo. Ok. Aici de obicei fix chestia asta la care nu mă aștept eu. Păi și ce ar trebui să se întâmple? Ok, eu am tras cu arcul în toate. Probabil doar trebuie să trag cu arcul în ele, nu? Că văd că nu... E nimic special și trebuie să mă duc la următorul nivel. Ok. Level 4 de dropper. Oare mai trebuia să fac ceva acolo? Pentru că, sincer, nu știu ce să zic. Ok. Hai să dăm un slash spawn point aici sus. Vedeți acolo că mi-am șters site-ul meu și mi-am dat pe peaceful, pe... Oh, ce ușor. Slash kill, please say fan, GG, well to play. Puncte. 54 de puncte. Level 5, repară casa lui Ion. Materiale. Aoleu, ești nebun. Bă, tu ești nebun. Vrei sau să-i repar toată casa lui Ion? Ion ăsta își strică casa și mă pune pe mine să o repar. În fine, ok, hai să strângem lemn. Trebuie să luăm tot lemnul ăsta, vrei să zici? Aolo. Aolo, aș face un topor, dar poate după aia nu mi-ar mai ajunge lemnul, știi? Și tu ești tu cum e copacul ăsta, e din ăla mare. Ce om, stau cam mult, dar e ok. Adică, sper că nu e ăsta prea imens copacul. Cred mai mult de asta și încă unul sper să nu fie. Ok. Mă gândeam acum că a fi copac din ăla... Se întinde pe toată mapa. Glumesc, mi-am dat seama că nu e așa mare, dar... Mi-am dat seama că totuși e destul de mare.
Dar totuși nu e extrem de mare. Aha. În fine. Hai să vedem așa. Perfect. Asta ar fi penultimul sau ultimul copac. Nu știu. A, trebuie să iau și sand. Bun. Uite că am un măr în cazul în care mi-e foame. Chiar dacă o zic să joc pe pașnic și joc pe pașnic. Bă, totuși interesant levelul. Chiar dacă trebuie să-mi dai un topor, ceva. Știi, adică era chiar ok dacă îmi dai un topor. Ce mișto se vede aici, nebun. Hai să luăm asta. Ar trebui să găsesc aici căul sau am acolo să prăjesc? Pentru că dacă n-am căul... Sincer, nu înțeleg ce caută pe asta aici și ăștia zici că nu-i dirt. Da, e dirt, nu? Da, e dirt cu iarbă. Nu înțeleg ce caută asta aici. Bun. Să repar casa, sper că am căul. Ok, n-am căul. Am 12. Punem la prăjit cu lemn. Facem... În primul rând, hai să lăsăm blocurile așa. Perfect. Perfect. Pac, pac. Bun. Aici totuși o să las așa să pot trece. Perfect. N-am pus asta bine. Perfect, perfect, perfect. Hai că e bine. Perfect. Aici era geam? Nu, nu cred. Nu-mi pot da seama dacă era sau nu geam. Poate, pentru că mi-a dat destul de mult sand totuși. Dar nu cred, nu știu ce să zic. Hai, dăm pe ultimul ăsta. Bun, iar acum fac 20. Perfect. Pun, uite un aici, așa. Perfect. Și una o să o pun aici după ce plec. Aha. Perfect. Felicitări, ai terminat mapa, dă o notă mapei. Sper că te-ai distrat. Trebuie să ai un stack de emeralde. Am un stack de emeralde. Noapte, știu, e troll statuia. Ce e asta? În fine, cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!